Tatăl ne iubește. Cir a fost unul dintre regii Imperiului Medo-Persan. El a fost preocupat de situația Ierusalimului și a poruncit reconstruirea cetății. Poporul Israel s-a întors în patria sa și au zidit din nou templul, cetatea și propriile locuințe. 500 de ani mai târziu, tatăl a trimis oamenilor darul promis și așteptat de toate generațiile de credincioși, pe fiul său. El a trăit alături de oamenii acelor vremuri pentru a ne arăta cât de mult ne iubește tatăl său și tatăl nostru. Într-o zi a povestit celor care îl înconjura o parabolă. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a angajat la unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis: Câți angajați ai tatălui meu a belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din slujitorii tăi. Tânărul s-a sculat și a plecat acasă la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Tatăl a spus robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne înveselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se înveselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întăritat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu s-a încălcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne înveselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragostea. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu,
ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dacă astfel ne iubi Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.